Pentru că, de fapt, Partidul Național Liberal este singurul partid unionist cu statut respectiv. Ne-am judecat un an, am cerut ajutorul tuturor partidelor, nimeni n-a ajutat. Mihai Gincu este unionist, asta ne-a declarat chiar acum. Dar foarte activ. Da, și Partidul Liberal, condus de Mihai Gincu, este unionist, se declară unionist. Foarte bine. În privința unionismului... Partidul nu e unionist, care statut? Vă rog eu frumos. Dar v-ați declarat acum de factură unionist. Eu vorbesc eu, Mihai Gincu, atât lucruri diferite. Într-adevăr, eu am plasat niște linkuri, primele care apar pe Google la căutare, unde este foarte clar spus de către cea care l-ați invitat astăzi, care spune că unirea nu va avea loc niciodată.